Ora de Cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga. Bine vă regăsesc, dragi radioascultători! Vă invit la o nouă oră de cultură în care veți afla despre noile activități ale Institutului Cultural Român în lume, dar și ale celui de la Chișinău, inclusiv veți lua cunoștință sau vă veți reaminti de mari personalități ale lumii, dar și din spațiul românesc, născute în luna mai, avându-l ca interlocutor pe academicianul Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Țin să adaug câteva detalii privind ilustrația muzicală a emisiunii, în cadrul căreia veți avea ocazia să ascultați o melodie foarte populară în perioada interbelică, Tot ce e românesc în piere, interpretată de Jean Moscopol, un faimos și foarte iubit interpret de muzică ușoară, care, după cel de-al doilea război mondial, s-a împotrivit regimului comunist instaurat în România, pe care o satiriza în cuplete memorabile. Din această cauză, în anul 1947, ajutat de mare actriță Elvira Popescu, pleacă la Paris, apoi la Berlin, unde a colaborat cu Europa Liberă, apoi s-a stabilit la New York, unde a și murit în anul 1980. În context, vă îndemn să-i căutați biografia și opera pe surse online și vă asigur că veți descoperi o personalitate fascinantă, un talent inimitabil și un mare patriot al țării sale. Vă doresc audiție plăcută! Institutul Cultural Român în lume. Noutăți, evenimente, activități. Estimate domnule academician Valeriu Matei, haideți să revenim la rubrica noastră Institutul Cultural Român în lume, să vedem ce fac colegii dumneavoastră. Astăzi mă voi referi la această rubrică Institutul Cultural Român în lume, la un proiect al Institutului Cultural Român din New York, Istoria României într-un obiect. E vorba de un proiect lansat în ziua de 4 mai de colegii noștri de la ICR New York, un proiect care își propune reconstituirea unor epoci și definitorii din istoria națională prin intermediul unor obiecte, artefacte reprezentative și de o mare încărcătură simbolică din colecția Muzeului Național de Istorie al României. De altfel, proiectul a și debutat cu prezentarea coroanei de oțel a regelor României, simbol al independenței României de care am vorbit. Și atunci Carol I, după câte și Carol I și regina Elizabeta și-au comandat și au spus că acele coroane pentru încoronarea lor ca rege ai României independente să fie făcute din oțel de tun și din țeava unui tun au fost făcute acele coroane care sunt astăzi în colecția Muzeului Național de Istorie și sunt foarte valoroase. Și la aceste obiecte, câte un istoric, reprezentant al Muzeului Național de Istorie a României, fac comentarii, deci și sigur că vorbesc despre epoca în care aceste obiecte au apărut și despre semnificația lor deosebită. Așadar, vor fi prezentat gânditorul și femeia sa, celebrul monument neolitic din zona României, reprezentând cultura cucutene, atât de cunoscută, atât de faimoasă, brățările dacice unice și monumente de o deosebită finețe artistică, monumente ale vechii dacii, ocaua lui Alexandru Ioan Cuza, ocaua lui Cuza, măsurătoarea lui, celebră, de care sunt legate atâtea legende și atâtea întâmplări, drapelul lupșenilor la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, e iarăși un obiect foarte cunoscut legat de realizarea
realizarea Marii Uniri, fragmente de rocă lunară dăruite de către președintele american Richard Nixon lui Nicolae Ceaușescu sau telefonul lui Petru Groza și multe alte obiecte care vor fi prezentate publicului de istoricii colaboratorii Muzeului Național de Istoria României. Deci aceste obiecte pot fi văzute pe adresele de Facebook, de Instagram, Twitter ale Institutului Cultural Român de la New York. Direcția Reprezentanță în Străinătate și Comunități Istorice prezintă din data de 11 mai pe platforma Institutului Cultural Român, platforma centrală, o expoziție Moscopole, patrimoniu cultural al Românității Balcanice. Vorba de acel celebru și mare oraș până la 1778, principalul centru cultural și administrativ al a românilor de la sud de Dunăre, un oraș care avea și universitate, un oraș celebru, ne-a apărut prima tipografie în peninsula balcanică, în spațiul balcanic, un oraș populat eminamente de a români și un oraș cu un destin foarte tragic. Vorba e că Moscopole, aflat în sud-estul Albaniei, la frontiera dintre Grecia și Albania, acest oraș a cunoscut o dezvoltare excepțională până la 1760. Nu știu data exactă a întemeierii, vine încă din antichitate, de la apariția populației românizate a românilor, o aripă a națiunii române, dar către 1760 el avea o populație de peste 60.000 de locuitori. Era mai mare decât Atena din Grecia, era al doilea oraș din peninsula balcanică după Constantinopole, capitala Imperiului Otoman. Orașul locuit de a români, judecând după datele de numele de familie, pentru că există o istorie scrisă de un istoric german, Johann Thunmann, care la 1774, cu 4 ani înainte de distrugerea orașului, a publicat o istorie a românilor, se referă la acest oraș, apoi în 1935 au fost făcute o analiză a populației rămase. Toate sunt nume românești și ei vorbeau limba română, dar foloseau și limba greacă, limba bisericii, pe care foloseau pentru scrierea contractelor, pentru comunicare cu alte comunități. Orașul era un mare centru comercial, se făcea comerț cu Germania, cu Veneția, cu Constantinopol și tot Imperiul Otoman, avea mai mult de 70 de biserici ortodoxe, bănci, spuneam, o tipografie, unul dintre cele mai vechi, o academie, o instituție de învățământ superior fondată în 1744, era o adevărată efervescență culturală, mulți autori din spațiu și germanic, din Imperiul Otoman, din peninsula Balcanii, își publicau din Grecia, își publicau aici lucrările, tipăreau cărți în greacă și în română, scrise cu alfabet grec. În 1770 a apărut și aici primul dicționar a patru limbi balcanice moderne. E vorba de a română, greacă, albaneză și bulgară. S-a făcut la Moscopole acest dicționar, dar în 1769 încep acțiunile otomanilor contra orașului Moscopole, cu armurile musulmanilor, și sunt instigați în special trupele albaneze musulmane și în 1788 trupele albaneze musulmane conduse de Ali Pasha dau un atac asupra orașului care se soldează cu distrugerea completă a localității. E un prim genocid care are loc. Atacurile albanezilor musulmani aveau doar ca pretext o revoltă orlop, dar de fapt ei urmăreau distrugerea acestui centru comercial, mare centru de atracție, care era de religie ortodoxă și era populat de populație aromână. Supraviețuitorii acelui masacru din 1788 au emigrat, fie s-au dus în Grecia, fie au mers o parte în Serbia, o parte în România, o parte în Bulgaria. O parte de elită comercială a ajuns în Austro-Ungaria, fiind mulți dintre ei ulterior cunoscuți ca mari negustori la Veneția, la Budapesta. O parte a emigrat în Transilvania, unde urmașii lor au jucat un rol esențial în renașterea națională a României de la a doua jumătate a secolului XVIII și în secolul al XIX. Mulți cărturari, multe familii se trag din acea zonă. În timpul... Și azi avem români celebri. Dar tragedia orașului Moscopole nu s-a terminat aici, pentru că în 1940 trece iar prin mai multe drame și tragedii. Este ocupat de forțele italiene după capitularea Greciei, apoi din nou ocupat de trupele grecești, deci de mai multe ori, și atacat apoi de două ori de către organizația naționalistă albaneză Baili Kombetar, ultimii efectuând două masacre împotriva populației a române din această localitate. Sunt dramele în cel de-al doilea război mondial, care urmează dramele din primul război mondial. Vorba e că în 1914 Moscopole devine parte a Republicii Autonome a Epirului de Nord, declarată atunci, după ce
începutul destrămării și a Imperiului Turc și a Imperiului Austro-Ungar și în 1916, în timpul războiului mondial, trupele albaneze, iarăși albanezii musulmani, au avut o ură deosebită. Trupele musulmane albaneze aliate puterilor centrale, conduse de un tâlhar, Salih Butka, pe care albanezii îl consideră drept erou național, dar a fost un criminal și un călău al românilor, fiind tâlhar de, în toată sensul de drumul cuvântului, mare. De drumul mare. Acesta a masacrat în mod brutal populația aromână. În 40 lucrurile iarăși se repetă de către această organizație naționalistă albaneză, care face masacre, distruge bisericile, mănăstirile. Lucru continuat de puterea comunistă albaneză în Albania, în perioada comunistă, care la fel dărâmă bisericile, le închid și din cele peste 70 de biserici și mănăstiri ale orașului, supraviețuiesc către anul 1996 doar Biserica Ortodoxă Română Sfântul Mihail, vandalizată și ea în 96 de 3 adolescenți fanatici musulmani, instigați de un musulman fundamentalist, și în anul 2001 ruinile a 5 biserici au fost trecute pe lista primilor 100 de monumente aflate în pericol de dispariție. Iată deci cum este distrus un centru cultural, un centru administrativ, un centru comercial deosebit prin acțiuni barbare. La ora actuală este un mic sătuc în districtul Corce din Albania, cu circa 700 de locuitori, plin de ruine, care vorbește despre un trecut glorios al unui mare centru. Colegii noștri de la Direcția Comunității Istorice a Institutului Cultural Român, cu sprijinul a doi istorici, Emil Țărcomnicu și Cătălin Alexa, cercetători la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, au organizat această expoziție de fotografii care ilustrează unul dintre cele mai importante monumente istorice ale românilor, vechiul oraș în diverse aspecte. Sigur, sunt fotografii contemporane, i-au mers acolo în teren să vadă ce se mai păstrează și ce poate fi valorificat. O expoziție simbolică, o expoziție spre destinul tragic, dramatic al românilor din sudul Dunării, a acestei populații românești uluitoare, pentru că ea dădea de la actualul Dubrovnik, vechea Raguză, de unde venea Sava Raguzanu, în dreapta lui Vasile Lupu, oraș care are ca sfânt și astăzi pe Sfântul Vlah, Sfântul Valah, Sfântul Român. Am fost acolo și am văzut porțile vechi se păstrează cu acest sfânt apărător al orașului. Alte orașe până la orașele de la poalele Olimpului, trei sate acum, zone interesante. Am avut prilejul să fiu și în această zonă a vechiului Moscopole, să fiu la Ohrid, să fiu în Macedonia și de câte ori am fost la festivalul de la Struga, să comunic cu românii de acolo care își mai păstrează limba, sunt mari comercianți și acum, dar sigur că sunt risipiți, sunt disipați, ei formând cândva o populație compactă și o populație cea mai veche din această zonă a Balcanilor. Dar Gian Moscopol nu se trage de pe acolo, nu? Dar sigur, sunt nume care vin de acolo, din aceia români, au ieșit foarte mulți, până și familia Papahage. Gian Moscopol nu era numele lui, dar el și l-a preluat, probabil pentru... Pentru Moscopole, sigur că da, dar familiile Papahage, cărturari, multe familii de aromâni, de cei de școala ardeleană, au plecat de acolo, din vechiul Moscopole, au venit și ei, s-au alăturat colegilor români care învățaseră la Viena, la Roma, și în școala ardeleană s-au produs mulți dintre aromânii care erau școliți la Moscopole. Mulți dintre ei, apoi venind în țara românească, au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea culturii, și Constantin Stere avea o viță veche boierească venind din familii de aromâni, și domnitorul Vasile Lupu, încă anterior, se știe, avea viță albaneză, îi zicea, era viță de aromâni, iar aromânii erau o populație foarte importantă în toată această zonă a Balcanilor. Au rămas acum insulițe separate în diverse, pe văile unor râuri, în zone, spuneam, dar Larisa, orașul din Grecia, avea 70% populație românească, populație de aromâni. Încearcă să țină legături acum cu în România. În Albania nu sunt recunoscuți nici în Grecia, nici în alte țări, care promovează în acest sens o politică de exclusivism național, care sigur că trebuie mai des luată în discuție, dar și la nivel internațional lor. Și aceste probleme, pentru că dacă e să vorbim de drepturile omului și de drepturile fundamentale ale minorităților naționale, aceste țări au încă multe restanțe și trebuie problemele să fie puse în discuție. Da, se aud voci ale românilor de acolo, nedreptățiți și... Tot ce e românesc nu piere, interpretează celebrul cântăreț interbelic Gian Moscopol.
Duhul dulce ce le înfrățește niciodată nu va fi uitat, căci în el se ascunde și trăiește tot ce mai frumos și mai curat. Pe câmpie și în munți răsună glasul vitejesc clocotitor, care toate inimile adună pentru un destin nemuritor. El este goarna ce mă auziți și spune tuturor cei despărțiți. Tot ce e românesc nu piere și nici nu va pieri, oricât vom îndura, jurăm să fie așa, căci tot ce-i românesc nu piere și nici nu va pieri. Românul știe să înfrunte ceasul greu, el crede în dreptatea lui și-n Dumnezeu. Când țara viața ne va cere, noi o vom berui. Când ceasul va sosi, noi să plătim vom ști, căci tot ce-i românesc nu piere și nici nu va pieri. Reînvie în mine tot trecutul, plin de tinerețe și avânt, glasul celor ce și-au dat tributul, iarăși ne trimite al lor cuvânt. Peste soarta noastră neclintită, orice ce furtun se va zdrobi, luminând-a neamului ursită, soarele din nou va răsări. Român fiți gata când veți auzi semnalul care vă va dezrobi. Tot ce e românesc nu piere și nici nu va pieri, oricât vom îndura, jurăm să fie așa, căci tot ce-i românesc nu piere și nici nu va pieri. Românul știe să-nfrunte ceasul greu, el crede în dreptatea lui și-n Dumnezeu. Când țara viața ne va cere, noi o vom berui. Când ceasul va sosi, noi să plătim vom ști, căci tot ce-i românesc nu piere și nici nu va pieri. Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Noutăți, evenimente, activități. Domnule Valeriu Matei, ce propune de astă dată Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău pentru vizitatorii site-ului? Să zicem că continuăm încă să muncim online. Cu prilejul Zilei Muzeilor, Zilei Internaționale a Muzeilor, noi am organizat online o expoziție Valori Culturale Istorice din județul Argeș. Am avut o asemenea expoziție și la Galeria La Rond, în colaborare cu colegii noștri de la Muzeul Județean de Istorie al județului Argeș, de la Consiliul Județean, și această expoziție, care poate fi văzută online pe platforma noastră, pe site-ul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, conține imagini foarte frumoase și texte de prezentare a unor importante monumente istorice și de cultură care fac parte din patrimoniul cultural național românesc aflate în județul Argeș, precum celebra cetate Poenar, de care sunt legate atâtea legende și e legată de numele lui Vlad Țepeș, castrul român
roman de la Jidova, Biserica Domnească Sfântul Nicolae de la Curtea de Argeș din 1310, un monument deosebit de care se leagă și balada Mănăstirea Argeșului pe Argeș în jos pe un deal frumos, legată și de mănăstirea din 1526, dar Biserica Sfântul Nicolae, un monument de primă importantă cu niște fresce în stilul vechi românesc provenind din cel bizantin, deosebite de o coloristică aparte și aflată de multă vreme în proces de restaurare. Mănăstirea Curtea de la Argeș, a lui Neagoe Basarab, mănăstirea din 1526 cu celebra biserică cu turnurile care se înșurbează în ceruri. De acolo se spune, spun istoricii, pornește neamul românesc. Da, o mănăstire dintre cele mai reprezentative și foarte frumoasă la Argeș, să știe, este și necropola regilor României. O galerie de artă Ruvel Schweitzer de la Cumpăna, o galerie foarte frumoasă. Iată, într-o localitate din Argeș, poți merge să vezi o galerie de artă modernă foarte frumoasă. Mauzoleu din Primul Război Mondial de la Mateiaș, Mănăstirea Vieroș, Cula Racoviță, Muzeul Județean Argeș și secțiile acesteia. Deci, ce puteți vedea? Într-o zonă matricială a culturii române, Argeș a fost o veche capitală a Muntenii, a țării românești Muntenia și acolo, sigur că sunt atâtea vestigii și lucruri frumoase de văzut. Le puteți vedea online pe site-ul Institutului Cultural Român. Să le spunem vizionare plăcută celor interesați. Dicționar cultural. Am ajuns la rubrica noastră Dicționar cultural și haideți să începem în primul rând cu zilele marcate în această perioadă, apoi trecem la personalitățile născute în luna mai. Sigur că în aceste zile am marcat mai multe evenimente. Pe 17 mai a fost Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale, instituită de Organizația Națiunilor Unite încă în 2006 printr-o rezoluție specială pentru a informa publicul larg despre beneficiile internetului, a tehnologiilor moderne, informaționale și de comunicare pentru înlăturarea obstacolelor de ordin tehnologic, pentru că știm și acum sunt țări care nu permit internetul, nu permit accesul la Facebook, nu permit Twitter-ul și așa mai departe, lucruri stranii, pentru că sigur acele regimuri nu pot fi caracterizate ca democratice, se tem de informarea cetățenilor, sigur că pe aceste rețele din păcate pătrund și dezinformări și calomnii și multe alte lucruri proaste, dar dincolo de aceasta sistemele de informație și au un rol deosebit în promovarea cunoștințelor, a cunoașterii și așa mai departe. E să îmbunătățim aceste rețele, să contribuim la îmbunătățirea articolelor care sunt pe Facebook, care sunt pe Wikipedia sau în altă parte, dar să le interzici, cred că este o mare nebunie. Omul s-a născut liber, dar între libertățile fundamentale este și accesul la informații. Și mai ales pe vreme de pandemie ne salvează. Spuneam deja, pe 18 mai a fost Ziua Internațională a Muzeilor, am marcat-o și noi cu această expoziție despre care am vorbit, instituită încă în 1977 de Consiliul Internațional al Muzeilor, ICOMO. Avem și noi o secție și în Republica Moldova. ICOMO de la București are o activitate foarte protegioasă și foarte dinamic. I-am cunoscut dintotdeauna. Sunt prezenți la toate conferințele, la toate manifestările internaționale deosebite. Și această zi e destinată promovării muzeilor, colecțiilor pe care le conțin. Intenția este de a face cunoscută publicul. Se organizează Noaptea Muzeilor, accesul liber, să cunoască aceste colecții, pentru că acolo este și istoria și arta și alte domenii, sunt muzee pe diverse domenii, care sigur că toate sunt utile, folositoare și muzeul e ca și o bibliotecă. Ea contribuie la formarea personalității și la menținerea și dezvoltarea culturală a unei societăți. Iar mâine, 21 mai, va fi Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru dialog și dezvoltare, instituită în 2002 într-o rezoluție specială a Organizației Națiunilor Unite pentru a întări potențialul cultural ca metodă de a atinge prosperitatea, dezvoltarea, pacea globală, diversitatea culturală, lumea este diversă, este felurită, ziceau cei mai bătrâni ai noștri. Și prin aceasta e și interesantă. Noi mergem în alte spații, în alte țări, în alte zone, pentru a vedea ceva ce se deosebește de noi. Și atâtea culturi, atâtea limbi, atâtea monumente câte există, atâtea locuri deosebite, cultura, civilizația este atât de captivantă încât este păcat să nu o cunoaștem. Și
bătrână. Ea trebuie să contribuie la înlăturarea acestui fanatism. Vorbeam înainte de istoria lui Moscopole, de ură aceasta față de cultură. Am avut și recent, când s-au distrus monumentele budiste din Afganistan sau altele, lucruri de barbarie, pentru că diversitatea culturală prezentă, sigur că da. Le trebuie păstrate, mai ales monumentele vechi, care vorbesc despre civilizație, vorbesc despre evoluția umanității ca atare, în latura ei cea mai impresionantă și interesantă, latura spirituală. Dicționar cultural. În luna mai avem și o serie de mari personalități și nu știu despre câți vom reuși să vorbim, dar e necesar să spunem câteva cuvinte despre unul din cei mai mari pictori ai secolului 20, Salvador Dalí, născut la 11 mai 1904, trecut la cele veșnice în 1989. Acest pictor, care e greu să fie încadrat într-un curent, pentru că el nu e suprarealist, chiar detesta suprarealismul momentul când l-a cunoscut. Născut în Catalonia, el a făcut un stil al său, sigur, de care s-a lipit și după moartea lui numele contrar voinței lui de suprarealist, dar aceste apariții ale sale, el ca și personaj a fost personalitate, un personaj al cronicilor și mondene și al evenimentelor de altă. Era un tip excentric și într-un fel megaloman chiar. Îi plăcea să epateze. El a devenit o vedetă mondială, reușind să folosească forța mass media pentru a-și spori și averea și gloria și a-și promova opera. Se știe că a defilat la Paris gol într-o trăsură de lux, a apărut în timpul vernisării expoziției sale, se știe că avea diverse apariții cinevenite. La New York purta un clopoțel ca da, să anunțe lumea că trece pe stradă și la tot Figueras, așa, unde locuia în Spania, când venea cineva în vizită, să știe că avea diverse ieșiri care rămâneau de pomină, de pildă. Spectacol pentru da, lume. Da. Deci spectacol făcea pentru toți cei care îl vizitau, dar el fiind convins de talentul său, de forța lui de exprimare, poseda o tehnică pictorală foarte bună. Eu am avut prilejul să văd arta și picturile lui Dalí în diverse colecții, de la Bruges până la muzeele spaniole și la Paris și la New York și în alte locuri. Și sigur că da, bine, unele opere în original m-au decepționat, erau mai frumoase pentru mine în reproducere, altele din potrivă, dar el, după ce face Academia de Arte de la Madrid, unde se împrietenește cu marele poet care era Federico García Lorca și cu Luis Buñuel. Luis Buñuel va face apoi un film în stil suprarealist, folosind și picturi, folosindu-l ca scenograf pe Salvador Dalí. El lasă Academia, nu o mai termină, era decepționat de orice sistem de predare, este interesat de futuriștii italieni, apoi de școala de metafizică, a lui de Chirico, apoi se interesează de Sigmund Freud și de învățămintele sale și din 26 se duce la Paris, unde vine în contact cu ambianța intelectuală. Era Parisul pe atunci centru arte era de la începutul veacului, acolo și Brâncuș se duce și se produce de o manieră impresionantă și aici el îl cunoaște cu André Breton, teoreticianul principal al suprarealismului, dar și pe compatrioții săi, pe Pablo Picasso, pe Juan Miró, pe poetul Paul Éluard și alții, și sigur activează în aceste cercuri suprarealiste, se împrietenește cu aceștia, cu unii mai mult, cu alții mai puțin, și își zice el că el va folosi o altă metodă, nu suprarealistă, nu onirică, nu cutare, paranoico-critică, zice metoda, paranoico-critică. Sigur că este spus cu ironie, este spus în sensul acesta peiorativ, dar Dalí reușește să facă, începând cu sfârșitul anilor 20, o carieră strălucită cu picturile sale care șochează, care sunt ceasul care curge, sau când începe războiul spaniol, vă amintiți acele picturi ale lui despre ororile războiului, făcute în maniera sa suprarealistă, și expozițiile sale se bucură de un succes triumfal, mai ales peste ocean. În 39, în 48 are două expoziții care cuceresc America. Prețurile la lucrările sale ajung să fie unele fabuloase. El devine foarte bogat, dar aceasta nu îl face să se retragă, să devină, cum zice el, un burghez. Nu. El rămâne aceeași fire eclatantă, explozivă, care epatează mereu. Gala, pe care o cunoaște, era soția lui Paul Éluard, o ia de la Paul Éluard pe această rusoaică besmetică și ea, într-un fel, care îi menține acest spirit al frondei și al manifestărilor acestea excentrice în artă. El face diverse experimente ca artist excentric, original, până la limita chiar a delirului și în 1975 el primește un titlu nobiliar, le revenea totdeauna, devine marchiz de Pubol, deoarece
în acest timp locuia în castelul Pobol pe care el oferise Galiei. Îl cumpărase și zice marchizul de Pobol. Pictează însă masiv în continuare, lucrările sale sunt prezente în marile muzee și la toate marile expoziții și moare la 23 ianuarie 1989 la Figueras, localitatea unde s-a născut și unde și-a trăit și ultimii ani de viață. Are un splendid jurnal pe care și l-a scris. Cine citește jurnalul lui Salvador Dalí e încântător, pentru că e scris în acest stil în care el a și viețuit. Alert, dinamic, cu răsturnări de situații, cu prezentare, cu fraze memorabile, celebre. Era și un bun gânditor, era un de o rară cultură dincolo de aceasta. El spune că inteligența fără ambiție este o pasăre fără aripi, spre exemplu. Când spuneau că este ambițios. Dacă vei juca rolul unui geniu, vei deveni unul. Deci joacă rolul unui geniu și vei deveni un geniu. Există întotdeauna două feluri de pictori. Cei care depășesc limita și cei care știu cum să se apropie de aceste granițe cu respect și răbdare, fără să le încalce însă. Tot el era cel care spunea că să crezi ca un Dumnezeu, să muncești ca un rob. Deci muncea foarte mult dincolo de aceste apariții excentrice la public. Sigur că se însingura și știa să-și atunci cum și-ar fi creat sutele de picturi, unele de mari dimensiuni, care astăzi înfrumusețează marile muzee și galerii ale lumii. Tot în mai, la 15 mai 1891, s-a născut, cred, cel mai mare prozator de limbă rusă din secolul 20, Mihail Bulgakov. Un scriitor, un romancier și un dramaturg de o rară verticalitate. La îndemnul părinților, se știe, se făcuse medic, dar de fapt se dedică foarte rapid scrisului și la o vârstă, practic de în 21, de când se mută la Moscova, el publică novelele Diavoliada prima și Ouăle fatale. Sunt niște lucruri extraordinare care, într-un fel, parcă prefigurează viitoarele atacuri asupra Moscovei. Se știe, aici vin aceste ouă fatale, iese niște dinozauri, merg să atace Moscova și le învinge iarna rusească. Sau Diavoliada, sau cum doi frați gemeni l-au ucis pe un producător. E o ironie la toată adresa comunismului de război și a instaurării primilor ani de domnie a comunismului. Este clar de ce această novelă, el le publică la începutul anilor 20, dar după aia sunt interzise de puterea sovietică. Pentru că Diavoliada e acel calțoner, șeful sovietic pus la o nouă întreprindere care începe să le plătească leafa în chibrituri, că era o fabrică de produs chibrituri, de unde încep toate dramele și toate tragediile ar celor nenorociți oameni care se pomenesc în aceste situații. Publică apoi primul său roman, Garda Albă, dedicată, sigur, războiului civil. Bulgakov cunoscuse realitățile, trecuse prin această moară a războiului civil, văzuse și dezastrul trupelor lui Denikin și tragedia lui Colceac și altele. Iar în 28 începe, din 1928, an în care îi trimite o scrisoare foarte dură lui Stalin. El voia să părăsească Uniunea Sovietică. Stalin îi plăcuse Zilele familiei Turbin, piesa de teatru a lui Bulgakov, și îl simpatiza într-un fel. Bulgakov intervine în sprijinul lui Osip Mandelstam, prima dată intervine, pentru Anna Akhmatova, intervine pentru alți colegi scriitori și reușește uneori să obțină eliberarea lor. Prima dată Osip Mandelstam este eliberat. Dar vede ce fel de regim este acesta și îndrăznește, este scriitorul care îi scrie lui Stalin o scrisoare deschisă. Dom'le, nu mai pot crea, mai pot trăi în acest mediu. Dați-mi voie să plec din țara asta ca să pot respira liber. Eu nu sunt liber. Scriitorii nu sunt liberi. Nu există libertate de conștiință și libertate de creație. Și Stalin sigur că îngurgitează cu greu aceste lucruri, dar nu dă ordin de distrugere a sa, ci de supraveghere. E foarte interesant pentru că avea acest respect, văzuse că e un talent. La un moment când cineva insista că și Bulgakov și toți scriitorii trebuie să împușcați, Stalin le-ar fi zis: bine, bă, dar de unde să vă iau alți scriitori? Îi împușc pe toți, dar de unde să iau alții? Și Bulgakov continuă să scrie. Ceea ce face el este de fapt o faptă eroică, este tot mai bonlav și își face mai bonlav și cartea lui Însemnările unui tânăr medic, scrisă pe parcurs a vreo 10 ani, este de fapt evocă această perioadă. El nu se mai simte în apele sale. În 25, după ce publică și acea Inimă de câine, care trezește foarte multe semne de întrebare, cartea apare și după aia este scoasă din uz. Se știe ce însemna să o bace serță,
când profesorul Preu Brajânski face dintr-un câine șaric, face un om șaricov și care este mai rău decât câinele, astfel încât este nevoit să facă și o operație chirurgicală inversă ca să transforme pe șaricov înapoi în șaric. Era, de fapt, o parodie la facerea omului sovietic, a omului nou cu care atât de croială mult... Croială ce e. Da, omul de croială sovietică, nașterea omului nou, prolet cultist și toate aceste șvichiuri ale sale și Zoichina Quartira sau Apartamentul Zoică și Cabala Bigoților, toate în 29-30, sunt niște ironii, niște șfichiuire ale acestei societăți, chiar și piesa lui pe care s-a turnat și filmul Ivan Vasilievich Mineaet Profesie. În ultimul an de viață, el desăvârșește capodopera sa, romanul Maestru și Margarita, început încă prin 1928, în termenul 1940 și în același an, la 10 martie, el moare la capătul unor îngrozitoare suferințe. Se zice că soția lui, a doua soție care era alături de el, a luat manuscrisul, l-a dus și l-a ascuns la niște prieteni, știa că Bulgakov este supravegheat îndeaproape și culme ironiei că în ziua de 10 martie 1940 NKVD-ul se dă ordin ca Mihail Afanasievici Bulgakov să fie arestat, dar el deja murise. În momentul în care vine echipa cu acel corb negru, cum se numea mașinile NKVD-știlor, să îl ridice de acasă, soția le spune, iată-l, Mihail Alexandrovich Bulgakov era întins mort pe laviță și ăștia atunci au spus unde este cartea pe care a scris-o, unde este romanul. Căutau romanul acesta de care se auzise că scrie ceva. Ea a strâns de numeri și niciodată nu le-a divulgat acest lucru. Astfel, manuscrisul a fost salvat și în 1966, începutul lui 67, Novi Mir, atunci al lui Simonov, va publica romanul Maestru și Margarita, va începe circulația internațională acestui roman, deosebit, cred că unul dintre cele mai mari romane ale secolului 20, un roman parabolă care se intersectează epoca lui Pilat din Pont al lui Iisus Hristos cu epoca comunistă în centrul Imperiului Comunist a Moscovei, cu toate peripețiile pe care le cunoaștem și ecranizarea, dar romanul captivant, eu atunci când l-am citit pentru prima dată, n-am dormit o noapte întreagă, l-am citit cap-coadă, nu am putut să-l las din mâini până nu am încheiat acest roman atât de bine construit, atât de bine făcut, o capodoperă a prozii universale. La 20 mai 1799 se năștea Honoré de Balzac, unul dintre cei mai mari prozatori ai literaturii franceze și ai literaturii universale. Un om, iarăși, cu un destin deosebit, cu o muncă titanică. Vă dați seama că celebru sa creație, un veritabil monument al literaturii universale, Comedia Umană, conține 95 de lucrări terminate, nuvele, romane, eseuri și 48 de lucrări neterminate. Dacă mai adăugăm la acestea primele lui cărți, primele romane, ne dăm seama de dimensiunea uriașă a muncii acestui titan al literaturii universale, care trebuie citit și recitit, chit că el este greu de integrat unui curent, romantism sau realism, realism critic. Balzac rămâne Balzac, un univers și o lume aparte, iar acel care trezea încântarea nu doar la George Călinescu, ci și a lui Mircea Eliade, și opera lui a inspirat nu doar și a dezvoltat proza franceză, ci a inspirat pe mulți autori din literatura universală. Tot în luna mai avem și o altă zi importantă și deosebită. E ziua unuia dintre cei mai mari poeți ai literaturii române. Marele Tudor Arghezi, dar creatorul unui mare sistem poetic în literatura română. Se știe că debutând de vreme la 16 ani în revista lui Macedonski, el și-a lămădit îndelungă vreme primul său volum Cuvinte Potrivite, care apare atunci când Arghezi avea deja 47 de ani, în 1927, dar apariția Cuvintelor Potrivite delimitează o frontieră în dezvoltarea literaturii române. Volumul este primit cu încântare de absoluta majoritate a criticilor literari și a publicului și de aici încolo începe numărătoarea epocii poetice Arghezi. Arghezi este proprietarul unor mari latifundii poetice, a unor teritorii extinse. E greu și pe el să-l încadrezi. Este expresionism, modernism, curat în Arghezi găsește orice. Și simbolism, și expresionism, și imagism, și ultramodernism, pentru că el este pur și simplu un uriaș poet, un mare lucrător pe aceste domenii necuprinse ale limbii române. Limba lui Arghezi e cea care îl impune și care face din el un poet la care oricine scrie românește trebuie să facă școală. Arghezi e și prozator, a scris atâtea romane, a scris
publicistică. Pamfletele lui Argheze sunt unele dintre cele mai bune scrise vreodată în literatura universală. Limbajul lor, modalitățile de expresie, rapidele creionări ale celor care sunt luați în derâdere, rămân portretele acestea, se rețin totdeauna. Sigur că Argheze, poetul care în anii 30, spun încă o dată, este peste tot așteptat, primit, citit. Odată cu venirea regimului comunist, cunoaște ostracizările, cunoaște interdicțiile, se desfășoară împotriva sa și o campanie întreagă. În 1948 apare chiar o broșură tirajată în vreo 200.000 de exemplare, Poezia în putrefacție sau Putrefacția poeziei, datorată unui agramat semnată Sorin Toma, fiul lui A. Toma, poetul proletcultist, declarat poet național de regimul comunist. Se știe cu ce răspunde Argheze, celebrul lui Catrin, în țara asta abia începută, așa, dar Argheze totuși revine. E dramatic destinul său, este nevoit să scrie și unele texte de compromis cu regimul, să scrie Cântare omului, care însă e un poem amplu. Pot spune că e un cântec care slăvește comunismul, nu face așa slăvește ceva. Slăvește omul până la urmă. Slăvește omul, da, e Cântare omului și 1907 despre Școala Țărănească. Comuniștii se văd nevoiți totuși să se împace cu Argheze, era deja târziu, îi dai să oferă premiul național, este primit și în Academie. Argheze moare la o vârstă venerabilă de 87 de ani, posesor a unei opere excepționale, pentru că, după cuvintele potrivite, volumele sale de poeme Flori de Mucegai sau Cartea cu jucării sau Cărticica de seară, toate sunt cărți de referință în poezia românească, la fel ca și publicistica și pamfletele sale de care am vorbit. Haideți să încheiem cu un poem de Tudor Argheze. Tocmai asta vroiam, o mostră. Un poem de generic, chiar și o culegere de poezii despre toamnă, una în cele mai frumoase, făcute vreodată, poartă titlul poemului lui Tudor Argheze, adică a primului său vers. Niciodată toamna nu fu mai frumoasă, sufletului nostru bucuros de moarte. Palid așternute șesul cu mătase, norilor copacii le urzesc brocarte. Casele învechite ca niște urcioare cu vin îngroșat în fundul lor de lut se îmbulzesc la țărmul râului de soare din mocir la cărui aur am băut. Păsările negre urcă în apus ca frunza bonlava carpenului sur ce se desfrunzește, aruncând în sus foile în azur. Cine vrea să plângă? Cine să jelească? Vie să asculte îndemnul neînțeles și cu ochii în fac la plopilor cerească să-și îngroape umbra în umbra lor înșes. Vă mulțumesc, domnule Matei. La 18 mai se năștea și Petre Teodorovici, regretatul frate al lui Ion Aldea Teodorovici, și ar fi bine să-l readucem în... Regretatul compozitor și interpret, publică, la 18 mai 2020 ar fi împlinit 70 de ani. Petre Teodorovici, copământeanul meu, născut la 18 mai 1950 la Leova, a fost fiul lui Cristofor Teodorovici, al doilea fiu după Adrian, care e încă în viață și dorim sănătate. Și fratele mai mare al lui Ion Aldea Teodorovici, Cristofor Teodorovici, tatăl, a fost preot, apoi în perioada sovietică a fost nevoit să facă profesor de muzică la școala de muzică din Leova, o școală cu tradiții. Și Petru a urmat școala muzicală și școala medie în orașul Leova, absolvit în 1968, după care urmează Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și apoi Facultatea de Dirijat Coral a Institutului de Arte pe atunci Gavril Muzicescu. Desfășoară diferite activități pedagogice la Leova, apoi la Bălți, apoi la Chișinău. Dar ceea ce este important, că el compune din fragedă tinerețe, compune muzică și ansamblurile pe care le-a creat și în care a activat, Bucuria, apoi ansamblul de la Cernăuți cu surorile Rotaru, apoi ansamblul filarmonic de la Cernăuți, Ecou, formația de la Centru Tineretului din Chișinău de atunci, el a compus numeroase melodii, foarte multe dintre care au devenit șlagăre, Santa Maria Maggiore, Scrisul nostru, Veniți acasă, interpretate de Țopa, scrie romantică, interpretată de Sofia Rotaru, Ultima oră, Vara la Soroca, Amicii mei, Seara albastră, cântecul foarte cunoscut, interpretat de Anastasia Lazariuc, Vin de munții la tine, Melancolie, Basarabia, Dați-le voi băieților basarabieni peste Prut, Adio și Clipa mirilor și Irena și toate. Deci a colaborat cu foarte mulți poeți, cu interpreți de aici și din România, cu Gabriel Dorobanțu, Filip Kirkorov, foarte cunoscut
cunoscut acum și a început activitatea la Chișinău. La el a învățat muzica de la Petre Teodorovici, a interpretat piesele. Cântecele sale au fost și sunt interpretate în diverse țări și acum și în Argentina, și în Italia, și în Finlanda, și în Slovacia, și pe alte meridiane. A suferit de o cumplită boală și la 5 iulie 1997 trecea la cele veșnice. Prea devreme, sigur, putea să mai creeze încă atât de mult. Am avut bucuria să îl cunosc și chiar să îl văd în ultimele clipe ale vieții și să discut cu el. Era senin, era conștient de ce urmează, era împăcat cu oamenii, avea prieteni fideli. Singurul lui regret era că n-a reușit să scrie tot ce avea de gând să scrie în domeniul muzicii. Din păcate, Dumnezeu să-l ierte, domnule Matei, punem punct aici. Vom încerca să ilustrăm muzical emisiunea cu o melodie de Petre Teodorovici. Succes tuturor ascultătorilor noștri! Ultima oră, melodie compusă și interpretată de compozitorul Petre Teodorovici, care la 18 mai curent ar fi împlinit 70 de ani de la naștere. Mai stai, mai stai, mai stai, ființa-ntreagă te imploră. Mai stai, mai stai, mai stai, mai stai măcar această oră. Tu spui că până la tren mai e un ceas, dar vei pleca acum, că din iubirea noastră nu a rămas decât un strum, un strum. Un trist poet de seară va sosi, la care spune-mi dor, și versuri albe-n părul meu va scrie, și ridul care dor. Ultima oră, ultima oră, vânea e bună. Ultima oră, ultima oră, suntem împreună. Ultima oră, vinul e dulce, vinul e dulce. Ultima oră, ultima oră, mai stai, nu te duce. Mai stai, mai stai, mai stai, ființa-ntreagă te imploră. Mai stai, mai stai, mai stai, mai stai măcar această oră. Spui că până la tren mai e un ceas, dar vei pleca acum, că din iubirea noastră nu a rămas decât un strun, un strun. Mai stai această oră ce menea, e ultimul noroc, e ultima vecie care o am. Ultima oră, ultima oră, pâinea e bună. Ultima oră, ultima oră, suntem împreună. Ultima oră, vinul e dulce, vinul e dulce. Ultima oră, ultima oră, mai stai. Yeah.
suntem împreună. Ultima oră, vinul e dulce, vinul e dulce. Ultima oră, ultima oră, mai stai, nu te duce. Stai măcar această oră. Mai stai, nu pleca, dulcele meu amor. Mai stai. De cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga.